Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Ieri Comisia Electorală Centrală i-a înregistrat pe ultimii doi candidați în cursa pentru șefia țării, ceea ce înseamnă că la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie vom avea pe buletinul de vot 8 concurenți electorale. De asemenea, Comisia Electorală Centrală a decis că pentru scrutinul prezidențial urmează a fi deschise 2143 de secții de votare, dintre care 139 vor fi deschise pentru cetățenii noștri din diaspora și 42 pentru cetățenii noștri din regiunea transnistreană. Analizăm particularitățile scrutinului prezidențial din 1 noiembrie și situația social-politică din țară, împreună cu excelența sa, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Peter Mihalcu. Domnule Mihalcu, bună seara și vă mulțumim că sunteți alături de noi de această dată prin Skype. Bună seara, bună seara și telespectatorilor noștri. Da. Domnule Mihalcu, propun să începem cu scrutinul prezidențial din 1 noiembrie. Unii candidați au fost înregistrați abia ieri, alții de zile bune își fac deja campanie electorală. Dumneavoastră, cum ați caracteriza acest început de campanie electorală? Este el unul bătăios sau mai degrabă este unul apatic? Deci, siguranța... Noi, ca partener internațional, inclusiv Uniunea Europeană, suntem observatori în această privință, în privința procesului electoral, în care cetățenii Republicii Moldova vor fi cei care vor alege nou președinte. Excelență, am văzut că interesul pentru acest scrutin este unul extrem de mare, cum ați menționat și dumneavoastră, inclusiv dumneavoastră, reprezentanții delegației Uniunii Europene, reprezentanții ambasadelor acreditate în Republica Moldova, ați fost acreditați în calitate de observatori la acest scrutin. Care este miza alegerilor și de ce este atât de mare interesul pentru ca acest scrutin să fie unul corect și transparent? Este evident că miza acestor alegeri, încă o dată, este pentru cetățenii Republicii Moldova de a alege președinte statului și de a poate să face această alegere într-un proces electoral care este inclusiv transparent și credibil. Credibil în deci, primul rând, pentru cetățenii Republicii Moldova. Cu siguranță, asta este și interesul partenerilor internaționali, inclusiv Uniunii Europene, ca cetățenii Republicii Moldova să poate să exprima voința lor în alegerile care sunt libere și care sunt corecte. Excelență, dar iată, în ultima perioadă s-a discutat extrem de mult despre eventualitatea amânării alegerilor prezidențiale în contextul crizei sanitare în care se află Republica Moldova, în contextul în care avem în fiecare zi tot mai multe cazuri de COVID-19. Credeți că ar fi oportună amânarea alegerilor sau deja nu? Pe o parte, deciziile care sunt făcute în privința procesului electoral, ele aparțin instituțiilor, autorităților Republicii Moldova. Ele, cu siguranță, trebuie să fie în concordanță, în linie cu standardele internaționale, ceea ce privește standardele electorale. Pe o altă parte, este foarte important și trebuie să fie prioritate că procesul electoral poate să aibă loc în condițiile în care condițiile pentru sănătate alegătorilor și tuturor care vor participa în acest proces vor fi protejate. Asta este ceva ce trebuie să fie în atenție prioritară instituțiilor care sunt responsabile pentru organizarea procesului electoral.
Dar iată, menționam despre criza sanitară în care se află Republica Moldova și Europa în general și toată planeta. Voiam să vă întreb, Comisia Electorală Centrală a decis deschiderea 139 de secții de votare pentru diaspora. Cât de mare sau cât de mic este acest număr în condiții de pandemie și mă întreb dacă unele state ar permite aglomerarea sau îmbulzeala pe teritoriul țărilor sau în general deschiderea secțiilor de vot pe teritoriul acelor țări. Deci în fiecare țară există regulile pentru protejarea populației în condiție pandemiei și cu siguranță în multe țări există prevederile care limitează, de exemplu, aflarea multor persoane într-un loc. Pe o altă parte, vedem că se organizează alegeri în mai mult, deci multe țări și acest an și au loc și că există modul în care alegeri poate să fie organizate. Cu siguranță, ceea ce privește organizarea alegerilor, inclusiv în secții de vot în străinătate, ele trebuie să fie organizate în concordanță sau în linie cu prevederile existente. Asta este posibil, pentru asta sunt sigur că lucrează și autoritățile Republicii Moldova și reprezentanțele diplomatice Republicii Moldova în legătură sau în comun cu autoritățile țărilor respective pentru a asigura condițiile în care votul va avea loc. Am văzut că vor fi deschise secțiile de votare în multe țări. Aceste secții sunt mai multe decât în alegerile precedente și este neapărat, este important că condițiile pentru vot să fie asigurate. Cu siguranță am văzut și procesul care a adus această decizie despre deschiderea secțiilor de votare în țări în străinătate. Am văzut și cum el a fost desfășurat și întrebări care au fost ridicate în privința unor cazuri. Neapărat este că și în secții de votare în străinătate să fie respectate toate standardele internaționale pentru alegeri libere și corecte și, cum am spus, și pentru protejarea sănătății alegătorilor și tuturor care vor participa la proces electoral. Am înțeles, dar iată, astăzi unii deputați pro-Moldova au venit cu o inițiativă legislativă astfel încât votul în diaspora să fie organizat două zile, sâmbătă și duminică. Cât de oportună ar fi, iată, o astfel de desfășurare a alegerilor în diaspora timp de două zile consecutiv? Pentru că există și experiența României, știm că în România diaspora votează vineri, sâmbătă și duminică. Încă o dată, deciziile despre cum este organizat proces de alegeri. Asta aparține autorităților Republicii Moldova. Important este că el să fie în linie cu standarde internaționale. Am auzit inițiative de acest gen și din partea societății civile mai înainte și asta cu siguranță va fi ceva în condițiile de pandemie în care trăim astăzi, despre ce se vor gândi cei care pot să ia această decizie împreună cu alte standarde care pot să fie introduse pentru ca alegători pot să-și îndeplini dreptul lor pentru a alege
reprezentanți tăi în mod cel mai inclusiv, care în același timp și care respectă sau care protejă, de exemplu, sănătatea lor, dacă vorbim despre condițiile de pandemie. Am înțeles. Excelență, vom discuta neapărat și despre criza pandemică în care se află Republica Moldova, dar aș dori să discutăm pentru început despre situația economică a Republicii Moldova. În luna septembrie urma să aibă loc ședința Consiliului de Directori ai Fondului Monetar Internațional și urma să se ia o decizie în privința Republicii Moldova. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Suntem, iată, în luna octombrie și un program cu Fondul Monetar Internațional întârzie să fie semnat. Ce înseamnă acest lucru pentru Republica Moldova și poate cunoașteți dumneavoastră de ce este tergiversat acest proces? Cu siguranță, ceea ce privește Fondul Monetar Internațional este întrebarea pentru reprezentanții fondului și pentru reprezentanții Republicii Moldova de a răspunde în primul rând la aceste întrebări. Este adevărat că relațiile cu Fondul Monetar Internațional sunt importante și pentru alți parteneri internaționali, inclusiv pentru Uniunea Europeană. Ceea ce privește programele de finanțare care sunt oferite din partea noastră. Ceea ce privește programul care a fost ratificat câteva zile în urmă, deci asistența macrofinanciară de urgență legată de ajutor în timpul pandemiei, 100 de milioane de euro în două tranșe. Aici, dacă vorbim despre legătura cu cooperare cu Fondul Monetar Internațional și fiindcă vorbim despre finanțare de urgență, prima tranșă este legată de acest ajutor care din partea fondului a fost oferit Republicii Moldova și pentru viitor, sigur că vor fi reflectate și în partea noastră relațiile care sunt între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional. Dar cea de-a doua tranșă din asistența de 100 de milioane despre care ați menționat și dumneavoastră este condiționată expres de prezența unui program cu femei. Deci dacă nu va exista în acest an un program cu femei, atunci nu va exista nici cea de-a doua tranșă din asistența promisă de Uniunea Europeană? Cum am spus, pentru tranșa a doua vor fi luate în vedere relațiile care vor exista între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional. Acolo sunt și alte condiții. Există 6 condiții tehnice care țin de domenii importante pentru reforme și unele dintre ele sunt sau continuă să fie prezente în programul nostru din programele care au fost în trecut și urmează să fie îndeplinite. Și pe o altă parte există și precondiții politice care presupune că asistența se acordă în condițiile respectării statului de drept, drepturilor omului și alte standarde democratice care trebuie să fie menținute. Excelență, dacă îmi permiteți, o să insist în continuare pe aspecte ce vizează Fondul Monetar Internațional, pentru că recent Republica Moldova a primit un comunicat din partea FMI extrem de critic, un comunicat ce viza situația din sistemul financiar bancar, mai exact situația de la Victoria Bank. Credeți că aplicarea sechestrelor pe activele Victoria Bank este una din cauzele care tergiversează semnarea noului program cu FMI? Această întrebare este pentru Fondul Monetar Internațional să răspunde, dar pe o altă parte și noi, Uniunea Europeană, acordăm
atenție foarte mare pentru condițiile care sunt create și care sunt menținute pentru investitori importanți, inclusiv cei care au venit pentru a ajuta în stabilirea sistemului bancar și financiar în condițiile în care el a fost afectat de către fraudă bancară, o primă care a deprivat Republica Moldova de 12% de PIB anual și care a avut foarte mare impact negativ asupra credibilității sistemului financiar și economia țării, inclusiv în fața investitorilor, inclusiv în fața partenerilor internaționali. Este foarte important ca condițiile pentru investitori sunt menținute și că, pe o altă parte, cum am spus foarte multe ori, ca cei care au fost implicați în frauda bancară, care în real au participat la această primă, pe ei să fie pedepsiți. Excelență, dar iată, dacă revenim la episodul Victoria Bank, în ce măsură cazul Victoria Bank știrbește din imaginea Republicii Moldova pe plan extern și de câtă predictibilitate și credibilitate mai dă dovadă Republica Moldova în raport cu partenerii externi și cu investitorii străini, iată, după o astfel de situație cum este cea de la Victoria Bank? Deci, fără să mă refer la cazurile concrete, cum am spus, vreau să subliniez că este extrem de important că investitorii care au venit în Republica Moldova, care au investit, care au venit cu bună voință și care au ajutat în stabilizarea sistemului bancar și financiar, că să fie protejat și că să nu fie drepturile lor, să nu fie afectate în modul nepotrivit. Asta este, deci aici este vorba despre, despre cazuri care au apărut și sunt prezente și acum în ceea ce privește prezența investitorilor în Republica Moldova. Este foarte important că Moldova poate să se folosește în mod cel mai bun șanse, de toate prilejurile care sunt deschise de către acordul de liber schimb, care sunt deschise pentru a atrage investiții, pentru că investiții când vin, ele creează locurile de muncă, ele creează producția și ele creează venituri care vin din importurile care poate să vină din piața Uniunii Europene sau și din alte piețe. Aici, cu siguranță, vorbim nu numai de prileje sau șanse oferite în condiții economice, dar în primul rând vorbim despre statul de drept, vorbim despre justiție care este independentă și care în mod independent decide și poate să proteja și interesele investitorilor. Asta este cea mai mare miză care există pentru Republica Moldova în folosirea acordului de liber schimb și inclusiv este cel mai mare interes și punct cel mai important pentru investitor. Când vorbim și eu vorbesc des cu
companiile care au venit cu investiții, dar și cu cei care așteaptă să vină și vor să fie siguri că justiția în Republica Moldova va fi independentă și realabilă și investițiile lor vor fi în siguranță. Dar și cu companiile domestice moldovenești, care tot sunt interesate în sistem statului de drept și justiție, care este unul just. Asta este cel mai mare interes și primul punct despre care ei vorbesc. Este mult mai important pentru ei, de exemplu, decât nivelul taxelor sau alte criterii care am vedea ca mai economice. Deci statul de drept, justiția, astea sunt domeniile prioritare. Dar apropo de justiție, excelență, recent Curtea Constituțională a avizat negativ proiectul de modificare a Constituției. Ce viza reforma justiției, deși Ministerul Justiției spune că acel proiect a fost convenit și cu partenerii externi și cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Ulterior, guvernul a aprobat repetat acel proiect și l-a trimis repetat spre avizare Curții Constituționale. Cum vedeți dumneavoastră depășirea acestui impas și acest ping-pong între guvern și Curtea Constituțională? Eu am cu mare atenție privit acest proces pentru că reforma justiției pentru care aceste amendamente constituționale sunt necesare și sunt fundamentale și am citit și decizia, opinia Curții Constituționale. Este important să spunem că ordinea constituțională, inclusiv deciziile Curții Constituționale, trebuie respectate și că în opinia respectivă Curtea Constituțională a vizat pozitiv mare majoritate, aproape toate aceste prevederi pentru amendamente și unele au fost analizate parțial și numai unul a primit opinia negativă. Eu sper și cred că și cu asistența din partea Comisiei de la Veneția și opiniei din partea Comisiei de la Veneția poate să fie găsită formula în care vor fi respectate și opinia Curții Constituționale și opinia Comisiei de la Veneția. Și în acest mod, aceste amendamente deci va fi găsită forma în care ele poate să fie înregistrate în Parlament și adoptate și reforma justiției să continuă și pe baza acestor amendamente constituționale. Excelență. Da, vă rog. Pe o altă parte, dacă vorbim despre justiție aici, în paralel cu reforma care se va desfășura vreun timp și va cere timp și eforturi, este important și că să nu observăm semnele de regres ceea ce privește credibilitatea justiției și ceea ce privește cei care activează în sectorul justiției, mai ales dacă vorbim despre unele cazuri când vedem că cei care au fost parte în sistemul în care justiția în Republica Moldova a servit unor interese particulare, că ei reapar și reapar în funcții în care după asta cetățeni își dau întrebări dacă sistemul justiției chiar poate să fie credibil în ceea ce privește justiția independentă. Excelență, deci recunoașteți că există mai degrabă un regres în procesul justiției decât un progres acum? Eu ce am spus este că reforma justiției pornește acum și
ea trebuie să continuă în mod credibil. Aici este foarte important că toate procesele sunt desfășurate în mod transparent, că ele încep cu proces de consultare, consultările largi cu întreaga societate, cu toți participanți, de exemplu, experți, societate civilă, dar și partide politice, și cu siguranța cei care reprezintă sistemul justiției, dar că să nu vedem, să nu fie văzut de cetățeni în același timp un proces care ar aduce înapoi aceste dubii care au existat în trecut, ceea ce privește independența justiției, ceea ce privește necesitatea de a, deci pentru cetățeni să se simte egal în fața legii, să nu fie victime corupției și să fi sigur că sunt tratați de către justiție, de către curții, de către toate agențiile care au rolul în sistemul statului de drept, în mod egal, în mod cum trebuie să fie tratați cetățeni într-o țară democratică. Am înțeles. Excelența, aș vrea să discutăm și despre situația politică din Republica Moldova. În ultima perioadă, președintele țării și prim-ministrul insistă pe ideea dizolvării legislativului și anunțării alegerilor parlamentare anticipate, pe motiv că acest legislativ nu ar mai fi reprezentativ și nu mai reprezintă voința poporului de la alegerile parlamentare. Cât de oportună sau inoportună ar fi pentru Republica Moldova organizarea unui scrutin parlamentar anticipat? Deciziile de acest tip, ele aparțin cetățenilor Republicii Moldova, ele țin și de situația respectivă concretă. Este pentru autoritățile și factori politici din Republica Moldova să decide în această privință. Ceea ce este important este faptul că trebuie să fie asigurat că instituțiile statului de drept, instituțiile Republicii Moldova, Republicii parlamentare să fie interite în mod democratic, că să fie respectate principiile pluralismului parlamentar și să fie respectate competențele fiecarei instituții, să ele să nu se suprapune și fiecare dintre autoritățile să-și îndeplinește competențele și cetățen să poate să fie sigur de asta. Am înțeles. Dar iată, în prezent, coaliția PSRM-PD are doar 48 de deputați. Menționa și liderul PDM, Pavel Filip, că este o coaliție extrem de fragilă, una la limită, după ce doi deputați PDM, Nichiforciuc și Andronache, au părăsit coaliția. În ultima perioadă vedem discuții dintre Pavel Filip, Maia Sandu, Andrei Năstase. Uniunea Europeană, delegația Uniunii Europene, ar agrea o eventuală reconfigurare a forțelor din Parlament? O coaliție de centru-dreapta, de exemplu? Deci nu suntem deloc noi care în orice sens am fi implicat sau care am da opinia în această privință. Este în mod exclusiv toate eforturile și tot ce se întâmplă între partidele politice este treaba lor și ei se vor răspunde
în fața cetățenilor Republicii Moldova pentru modul cum, dacă sunt la guvernare, cum ei guvernează și alții pentru modul în care promovează politică sau propunerile politice pentru cetățeni. Pentru Uniunea Europeană important este că cadrul nostru de relații cu Republica Moldova este deja câteva ani acordul de asociere, inclusiv acordul de liber schimb. Acest cadru nu este pus în dubii de către nicio forță politică în Republica Moldova. Este cadrul potrivit și cel important pentru progres pentru Republica Moldova, care poate să fie înregistrat și prin care și noi putem să susținem Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova. Și facem asta cu politicile noastre, care înseamnă susținerea pentru reforme care trebuie să aduc atingerea standardelor europene, și asta înseamnă că cetățenii Republicii Moldova se vor bucura de serviciile instituțiilor de stat la nivel european. Asta înseamnă că instituțiile, că slujitori cetățenilor le vor propune aceste servicii de calitate și că vom putea să ajutăm, să oferim asistența pentru îmbunătățirea calității vieții. Asta vine cu asistența prin proiecte pentru infrastructura, proiecte pentru îmbunătățirea drumurilor, aprovizionarii cu apă și luminare, și îmbunătățirea vieții în fiecare colț Republicii Moldova, în orașe și sate. Excel. Și aici avem multe programe care desfășurăm în orice moment. Excelență, dar ați menționat despre prevederile acordului de asociere. Uniunea Europeană este mulțumită de acțiunile întreprinse de actuala guvernare în vederea implementării acordului de asociere? Noi am subliniat multe ori că este foarte important că să fie clar văzută și exprimată voință politică partenerilor noștri ceea ce privește implementarea acestor prevederi. Aceste prevederi ei au în Republica Moldova, să trebuie să au forma de schimbare, de forme alte schimbare care, cum am spus, trebuie să aducă cetățenilor Republicii Moldova calitatea vieții, calitatea serviciilor din partea statului, așa cum ea este la nivel european. Și aici vorbim foarte des cu partenerii noștri în Republica Moldova despre și rezultate care au fost atinse, dar și despre restanțe care sunt și care trebuie să fie rezolvate. Aici, de exemplu, avem dialog în mai multe formate. A avut loc, de exemplu, în septembrie ședință subcomitetului pentru justiție, securitate și libertate și dialog despre drepturile omului, în cadrul căruia au fost evidențiate mai multe restanțe în care se așteaptă chiar progresul să aibă loc în Republica Moldova și să nu fie văzut regres. Aici și sistemul justiției, reforma justiției este unul dintre puncte care au fost
discutate în mod foarte larg. Dar alături de reforma justiției, lipsa, de fapt, a progresului în acest domeniu, care restanțele ar mai avea Republica Moldova? Combaterea corupției? Combaterea corupției este în același timp un lucru extrem de important și aici sunt așteptate rezultate decisive în activitatea instituțiilor din Republica Moldova. Asta este și combaterea corupției la nivel înalt, asta este și îmbunătățirea activității instituțiilor care activează în domeniul respectiv. Aici vorbim și despre ceea ce am deja pomenit, investigarea fraude bancare, unde acum, în momentul actual, vedem că nu este nimeni care ar fi pedepsit, care ar fi în pușcărie pentru această crimă extraordinar de mare. Am înțeles. Excelență, vreau să vorbim puțin și despre pandemie. Republica Moldova se află în topul statelor din Europa după numărul de infectări raportate la numărul populației. Cum ați descrie dumneavoastră felul în care autoritățile gestionează această criză pandemică? Pentru că vedem, medicii spun tot mai des că deja nu mai există paturi în spitale și spitalele deja nu mai fac față numărului mare de pacienți. Deci aici întrebarea este pentru cetățenii Republicii Moldova, cum ei văd acest lucru și această situație, cu siguranță. Dar este gestionată corect această criză în momentul în care deja spitalele nu mai fac față și avem practic cel mai mare număr de infectări raportat la numărul populației? Deci este foarte important că autoritățile care sunt responsabile pentru prevenirea pandemiei și pentru rezolvarea crizei cu COVID, că ele fac totul pentru a preveni situația să se înrăutățește și cu siguranță să asigure că sistemul de sănătate poate să face față acestei provocări. Aici este vorba și despre capacitatea sistemului și despre asigurarea resurselor respective, ceea ce privește material medical, ceea ce privește personal medical, ceea ce privește toate mecanismele și dacă este vorba și despre hardware sau tot ce este necesar pentru sistemul. Dar și pe altă parte este vorba despre comunicarea către populație în această privință, despre asigurarea că totul a fost făcut, că fiecare cetățen a fost informat care sunt regulile, care sunt norme de protejare sănătății publice și în interes propriu, dar și ca să nu se răspândește virusul mai departe. Și aici este cu siguranță important ca efortul să fie cât mai intensive pentru informarea cetățenilor, pentru că este adevărat că cifrele care sunt văzute, mai ales în ultimele zile, sunt foarte îngrijitoare. Eu aici vreau să subliniez că Uniunea Europeană, instituțiile Uniunii Europene, împreună cu statele membre Uniunii Europene au fost de la începutul crizei pe partea oamenilor din Republica Moldova și au adus
foarte mult loturi de asistență, ceea ce privește material medical de protecție pentru personal medical, dar și pentru toți care au nevoie de această asistență. Am cumpărat și din resurse proiectelor noastre care am putut să reorientăm mare parte acestor, deci acestui material. Fiecare țară membru a adus multe dintre aceste loturi de asistență și inclusiv și investitori europeni care sunt în Republica Moldova și aceste companii au contribuit și au susținut pe cetățeni Republicii Moldova și pe medici, pe cei care sunt în prima linie și care trebuie să le acordăm respectul nostru pentru efortul care ei fac, această muncă foarte, foarte dificilă. Și sigur că avem și planuri despre care deja am vorbit, am informat, cu care susținem și vom susține și mai mult companiile din Republica Moldova în revigoarea economiei cu creditele, cu garanții, ajutor cu garanții pentru credite, ca să poate să continuă activitatea economică. Sunt deschise toate căile pentru exporturile pe piața europeană și nu a fost oprit nimic și asta vedem că exporturile din Republica Moldova în Uniunea Europeană s-au păstrat, ceea ce privește ponderea lor în exporturile totale Republicii Moldova și chiar au crescut puțin în timpul pandemiei și asta va continua. Deci sunt multe forme de susținere, multe forme prin care Uniunea Europeană este alături de oameni din Republica Moldova. Dar apropo de acest ajutor, excelență, vreau să discutăm puțin și despre o eventuală imunizare a populației împotriva COVID-19. Ministerul Sănătății a anunțat că țara noastră este deja în lista statelor care așteaptă să procure un eventual vaccin anti-COVID-19. Am putea miza pe sprijinul Uniunii Europene de a obține un astfel de vaccin în eventualitatea în care el va exista și va trece toate etapele de testare? Deci Uniunea Europeană, Comisia Europeană este în contact cu multe companii, cele mai bune companii din lume, care lucrează asupra pregătirii acestui vaccin și s-au investit multe bani și din partea Uniunii Europene, multe miliarde de euro pentru această cercetare și pentru găsirea vaccinului. Republica Moldova este un partener apropiat Uniunii Europene, țară asociată. Acum, recent, a devenit și observator la platforma Uniunii Europene pentru sanătate, pentru protecția sănătății. Deci, și în trecut, Uniunea Europeană a arătat că ajută Republicii Moldova și a ajutat în mod practic, inclusiv în timpul acestei pandemii. Este important să găsim acest vaccin, să putem să o folosim și să ne ajute să trecem prin această criză și să putem să ne reîntoarcem la standarde care am știut înainte de această criză. Cu siguranță important este să prevenim și la nivel individual și în aceste timpuri această pandemie cu respectarea
și respectarea regulilor de protecție și normelor care opresc această pandemie. Excelență, dar ați menționat despre ajutorul constant oferit Republicii Moldova de către Uniunea Europeană. Republica Moldova obține de altfel și cei mai mulți bani pe cap de locuitori din vecinătatea europeană. Totuși, în ultima perioadă, vedem că Uniunea Europeană și-a schimbat puțin paradigma în raport cu Republica Moldova. Vedem proiecte concrete axate pe necesitățile cetățenilor și mai puțin proiecte guvernamentale. Care sunt cele mai importante și cele mai prioritare proiecte din următoarea perioadă? Asistența noastră totdeauna a fost și va fi, va urmări singur scop și asta este viața mai bună pentru oameni din Republica Moldova. Și în perioada trecută, dar și în perioada viitoare vom urmări acest obiectiv principal. Este important și pentru noi că să putem să ducem asistența noastră mai aproape de cetățeni, ea să fie mai flexibilă și să fie mai eficientă și pentru autoritățile locale care trebuie să planifice dezvoltarea statelor, dezvoltarea orașelor și noi putem să oferim asistență din partea noastră. Deci, pe o parte, este continuarea proiectelor pentru îmbunătățirea infrastructurii și asta în întreaga țară, deci pentru localitățile din Republica Moldova, pe fiecare oraș, fiecare sat se poate bucura de standarde infrastructurii precum orice alt stat european. Este vorba despre susținerea inițiativelor particulare pentru zonele rurale. Aici vreau să pomenesc și de inițiativa LIDER și de acest val de energie și entuziasm care vine cu crearea grupurilor de acțiune locală. Oameni care implementează proiecte, poate uneori mici, dar care au importanță extraordinar de mare acolo unde ei trăiesc, pentru schimbarea vieții oamenilor de acolo, concetățenilor. Și pentru mulți asta înseamnă semnul că există perspectivă bună, perspectivă de dezvoltare și mulți vor decide viitorul propriu și vor rămâne acolo unde trăiesc cu familiile lor, pentru că văd că lucrurile se pot schimbă spre bine. Aici vorbim, deci dacă vorbim despre programele noastre, continuăm și asistența pentru economie, pentru start-up-uri, pentru firme din Republica Moldova. Aici sunt și programe de susținere din partea Uniunii Europene, dar și programe care sunt implementate de către Banca Europeană de Investiții, care este Banca Uniunii Europene, sau cu alt partener, precum Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Linii de credit pentru firme din multe domenii, inclusiv cel agricultural, de exemplu Livada Moldovei, și care sunt în băncile comerciale din Republica Moldova, dar finanțate de către noi. Am înțeles. Excelență, dar iată, recent a avut loc o tragedie în domeniul culturii din Republica Moldova. Mă refer la faptul că sediul Filarmonicii Naționale a fost mistuit de flăcări. Guvernul a anunțat că nu are suficienți bani pentru a reabilita sediul Filarmonicii din surse guvernamentale, respectiv a deschis un cont bancar astfel încât cetățenii să doneze bani pentru restaurarea Filarmonicii. Putem miza și în acest sens pe sprijinul Uniunii Europene?
În primul rând, suntem toți, și eu personal, și noi toți, și la delegația Uniunii Europene, și toți colegii mei ambasadori, suntem alături de Chișinăuen și de cetățenii Republicii Moldova în această clipă, deci clipă în care a fost pierdută această clădire importantă culturii în Republica Moldova. Cu siguranță, din primul moment, am fost în contact, în legătură cu guvernul, cu domnul ministru culturii și cu prim-ministru, și am cerut și vom cere să fim informați despre toate planurile care există în privința restaurării filarmonicii, și așteptam să fie identificate aceste pași și acest proces care va aduce la reconstruirea acestei clădiri, acestui centru de cultură și de muzică, și în faza proiectului, deci probabil care va fi cea mai inițială, și după asta vom căuta posibilitățile cum, deci în primul rând trebuie să există pe partea autorităților din Republica Moldova proiect și viziune pentru această reconstruire. Și eu am informat instituțiile europene și pot să confirm că există interes mare cum putem să fim și noi, cum putem să asistăm în acest efort. Asta va fi deja subiectul comunicării care vom avea cu autoritățile Republicii Moldova. Am înțeles, excelență, din păcate nu mai avem timp și pentru alte întrebări. Vă mulțumim extrem de mult pentru toate explicațiile oferite. Vă așteptăm și cu alte ocazii la punctul pe azi în studioul TVR Moldova. Mulțumesc și eu și doresc tuturor multă sănătate. Vă mulțumim, doamnelor, domnilor, dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți cu TVR la ora 20, începe telejurnalul de la București. O seară frumoasă, să aveți sănătate tuturor!